au amendat Spitalul Groazei cu 5.000 de lei. Inspectorii Direcției de Sănătate Publică Dolj au mers în control la Spitalul Județean de Urgență Craiova după ce pacienții s-au plâns de gândaci și mizerie. Inspectorii susțin însă că nu au văzut nicio insectă în saloanele secției de pediatrie. Au fost în control colegii mei, nu au găsit gândaci, dar au găsit supraaglomerare. Deci ce se întâmplă? Cele două secții de pediatrie sunt pe un etaj. Una este în igienizare și funcționează la 30% din capacitate și din cauza asta e o supraaglomerare acolo. S-au dus colegii mei, au găsit un număr de însoțitori mai mare decât paturile de însoțitori și au dat amendă. Vorbim despre 5.000 de lei și ei oricum aveau planificată igienizarea secției 1 de pediatrie. Urmează să intre și în secția 2, de unde au fost reclamațiile. A coincis și cu numărul crescut de viroze și au fost și solicitări foarte multe, dar ei nu trebuiau să interneze mai mult decât numărul de paturi pe care îl au, a declarat Ștefan Popescu, purtătorul de cuvânt al DSP Craiova. La doar câteva ore după control Însă gândacii au reapărut O filmare făcută de un părinte în toaleta secției de pediatrie Arată că baia colcăie de insecte Scandalul în care este implicată unitatea medicală a început în urmă cu două zile Atunci mai mulți părinți au postat pe internet filmulețe și imagini Cu saloane insalubre în care mișună gândaci Oamenii și-au vărsat năduful și au spus că micuții lor Dorm înveliți cu pături vechi de peste 30 de ani în paturi cu gratii de fier În ultima perioadă la conducerea spitalului s-au perindat mai mulți directori și niciunul nu pare să fie observat insectele și jegul din saloanele în care sunt tratați copiii.